Magii în căutarea pruncului Isus. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a patra. Bine v-am găsit, dragi elevi! Ne apropiem cu pași repezi de marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Este perioada în care oamenii sunt mai buni, mai darnici, mai aproape de Dumnezeu. În fiecare an cântăm colinde, oferim și primim daruri, aducându-ne aminte de momentul nașterii lui Hristos. Dacă ne întrebăm de unde avem obiceiul de a primi și a face daruri, această tradiție este legată de cei trei magi de la răsărit, care l-au întâmpinat pe pruncul Iisus cu daruri alese. În clipul de astăzi vom vorbi despre cei trei magi aflați în căutarea pruncului Iisus. Din Evanghelia după Sfântul Apostol Matei aflăm că nașterea pruncului Iisus s-a petrecut într-o iesle în orașul Betleem. Aici, într-un loc smerit, s-a născut Fiul lui Dumnezeu, împlinind astfel toate profețiile, iar cei trei magi de la răsăriu au venit să se închine. Cei trei magi, pe care tradiția a păstrat sub numele de Gaspar, Melchior și Baltazar, erau oameni învățați ai timpului, pe care îi putem asemăna cu astronomii zilelor noastre. Haideți să aflăm împreună povestea lor. Magii, cercetând poziția stelelor pe cer, au văzut o nouă stea care nu se asemăna cu niciuna cunoscută de ei până atunci. Analizând profețiile pe care le cunoșteau, magii și-au dat seama că acea nouă stea de pe bolta cerească arată locul unde avea să se nască marele împărat Fiul lui Dumnezeu. Ghidați de această stea, cei trei magi au plecat din țările lor pentru a ajunge la pruncul Iisus ca să îi se închine. Ajunși în Ierusalim, magii au înștiințat pe regele Irod despre nașterea celui mai mare împărat, însă acesta a fost tare nemulțumit de această veste, neînțelegând că pruncul născut este împăratul cerului și al pământului. Cei trei magi au mers până la peștera din Betleem și i s-au închinat pruncului Iisus cu daruri alese. Voi știți ce daruri i-au adus pruncului Iisus? Foarte bine! Magii de la răsărit au adus în dar pruncului sfânt aur ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui arhiereu. Înștiințați în vis de către Dumnezeu de planul regelui, magii s-au întors la casele lor pe altă cale. Diversitatea magilor este un îndemn la toleranță și o dovadă că Hristos a venit pentru mângâierea întregii lumi. Să reținem! Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut într-o iesle din Betleem. Trei învățați ai vremii, numiți magi, au descoperit o nouă stea care i-a condus la locul nașterii lui Isus. Magii de la răsărit certifică faptul că întreaga omenire a fost chemată la mântuire. În amintirea darurilor pe care magii le-au adus pruncului Isus, oamenii primesc și oferă cadouri an de an. Ne jucăm și învățăm. Asociază noțiunile din coloana A cu enunțurile corespunzătoare din coloana B.
cei trei magi, Baltazar, Melchior și Gaspar. Betleem, locul nașterii Mântuitorului. Daruri i-au fost oferite pruncului Iisus. Regele Irod era legat de Ierusalim. Sfatul cel bun. Fii credincios, iubitor și ascultător precum sfinții. Webografia imaginilor.